Domnilor colegi, am onoarea de a prezida ședințele Consiliului Local Sărata pentru perioada următoarelor 3 luni. Sperăm să rămânem cum am fost și până acum în slujba comunității. Sperăm să fim punctual, începând cel puțin din acest moment, ne punem de acord, să nu mai, cel puțin, hai să spunem că respectăm sfertul academic, să nu mai întârziem la ședințe. De asemenea, vă propun, deci vă propun ca să trecem la punctul 1, la, supunem spre aprobare ordinea de zi pentru data de astăzi. După cum urmează, proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 600 de metri pătrați, parte din domeniul public aluat Comuna Sărata în favoarea SC Aerostar Bacău. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sărata în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Sărata pentru anul școlar 2016-2017. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat aluat Sărata suprafețe de 518,87 metri pătrați. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 297 de metri pătrați, parte din domeniul privat aluat Comuna Sărata. 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCR Sărata 68/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 în Comuna Sărata. Și ultimul punct, întrebări și interpelări adresate executivului. Supun la vot cele 6 puncte la ordine de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate. De asemenea, avem și o suplimentare cu încă 4 puncte la ordine de zi. Vi le prezintă domnul secretar. Da. Doamna primară solicită suplimentarea ordinei de zi cu 4 proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni realizată de beneficiarii de ajutor social. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Comunei Sărata. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din hotărârea Comunei Sărata Consiliului Local numărul 26 din 2011 și proiect de hotărâre privind rectificarea de bugetului pentru anul 2016. Vă rog să puneți la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este de acord cu suplimentarea? Unanimitate. Votăm unanimitate. Așa, și acum vă rog să supuneți la vot procesul verbal al ședinței din data de 23 august 2016. Cine este de acord? Observații, modificări? Unanimitate. Da. Trecem la punctul numărul 1 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de uz și a dreptului de servitute asupra terenului în suprafață de 6 de metri pătrați. A fost discutat în ședințele pe comisii, dacă sunt completări. Observații. Aveți anexele. Referat întocmit de doamna primar. De domnul vice, domnul vice de data asta. Sunteți inițiator. Da. Da. Cine este pentru punctul 1 la ordine de zi? Unanimitate. Unanimitate. Trecem la proiectul numărul 2, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Sărata în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 Sărata pentru anul școlar 2016-2017. Aștept propuneri. Eu îl propun pe domnul Bălan Ionel, că a fost până acum o răspuns de școală și în continuare părerea mea să reprezinte tot, să ne reprezinte tot în sub. Dacă mai sunt și alte propuneri, da, doamna Câmpanu Maria. Eu o propun pe doamna Prisecaru ca să-l citesc pe domnul Argatu, care spunea că în fiecare an trebuie să fie altcineva. Și cred că trebuie să mai schimbăm un pic, nu? Dacă îmi permiteți. Da, vă rog, domnul Argatu. Propun de domnul Bălan și am și motivele necesare pentru a susține această propunere. Om la funcția de reprezentant în Consiliul Local, faptul că au organizat de fiecare dată activitatea școlii și au făcut diverse activități pe care le-au dus la bun sfârșit cu privă. Își propun ca în continuare să fie desemnat însul din partea Consiliului Local.
Și au participat la toate activitățile școlare. La toate activitățile, în afară de faptul că au scos copiii în excursie, la pușcării, pe la unitatea militară 097. Dar nu contează, este un exemplu și pușcăria pentru a-i determina pe copii să nu facă lucruri urâte. Sperăm deci, că anul ăsta să-i ducă prima dată într-un loc mai bun și mai bine cotat. Au fost și în alte locuri, nu numai la penitenciar. Toate sunt un exemplu, de obicei trebuie să învățăm din greșeli, doamna Câmpanu. Da, domnule, dacă dumneavoastră spuneați anul trecut, când a fost cineva din Comisia de Învățământ Sănătate să participe, da? Da, făcând comparație între ceea ce ați făcut dumneavoastră și ceea ce a făcut Bălan, da. Este o mică, mare diferență. Și ca atare susțin candidatura domnului Bălan la... ca și reprezentant în Consiliul de Administrație al școlii. Dar parte din Comisia a doua, din Învățământ și Învățământ. Să supun la vot cele două propuneri și atunci. Problema este că noi, consilierii locali, trebuie să ne implicăm mai mult în viața comunității, inclusiv la școală. A fost acum deschiderea anului școlar, nu prea am văzut consilieri pe acolo. Eu, chiar dacă nu voi mai fi ales, voi fi prezent, că deja mă cunosc foarte bine cu corpul didactic. Îmi plac copiii, trebuie să ne implicăm activ. Și eu am fost ajutat în urmă cu 30-40 de ani să intru în carieră, vreau să ajut și eu la rândul meu. Și asta e ideea. Am serviciu, nu doresc lucrul ăsta, că am destul de activități. Și eu așa, am dar timpul... doamna are timp și ar putea să reprezinte și ea cu brio aceasta. Respect propunerea dumneavoastră. Nu, dar fiindcă s-au fost obiecțiuni că nu faci parte din Comisia de Cultură, cu domnul Bălan nu, ați spus doamna Agată să mai vin și altcineva. Acum faci parte din Comisia a doua. Nu era, și nu era bătut în cuie, mai sunt alte propuneri. Referitor la vizita la penitenciara copiilor din Bălan, a fost la cei din clasa 8-a și la inițiativa părinților, n-a fost inițiativa mea. A fost și în alte locuri, da. Păreri și păreri. Da, alte propuneri, alte observații. Vă supun la vot pentru domnul Bălan. Cine este domnul Bălan? Argatu Vasile. Da, Sandu Maria, domnul Câmpanu Teodor și Câmpanu Stelian, domnul Ienache, așa, și domnul Ienășel, și domnul Bălan. Mă obțin ca să nu... Vă obțineți? Nu, sunteți pentru. Așa, și domnul meu. Pentru propunerea doamnei Prisecaru, deci, doamna Prisedar, bănuiesc în primul rând. Așa, doamna Câmpanu. Așa. Domnul Șenchea. Domnul Șenchea. Așa, domnul Filip. Mulțumesc. Deci, se abține domnul Filip. Așa, cu un număr de 1, 2, 3, 7 voturi pentru. Domnul Bălan va fi reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale pentru anul școlar 2016-2017. Vă rog, domnul Bălan, deci nu neapărat de să-i funcții. Dacă vrei să te implici, asta este ideea, chiar o să colaborez cu doamna în continuare. Este foarte elegant, suntem la început de mandat. Dar fiecare problemă dintre consilieri au și... Da, bineînțeles. Dreptul ăsta și obligația până la urmă de a reprezenta și școala. Da, vă mulțumesc pentru încredere, sper să rezolv toate problemele care depind de Consiliul Local. În principiu, problemele referitoare la plata indemnizațiilor pentru profesori au fost rezolvate. Acum să ne axăm și pe educarea copiilor și să fim mai mult prezenți în rândul lor, cel puțin la nivelul cultural educativ, ceea ce depinde de noi. Da, vă propun să trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al luat Sărata, suprafețe de 518,87 metri pătrați. Discuții, observații, completări. A fost la ședința de comisie, mai sănătate. Dacă nu sunt, vă supun spre aprobare punctul 3. Cine este pentru? Unanimitate, da? Unanimitate. Suntem un picul așa și că a avut ceva de obiectat aici. Domnul Agatu, vă rog. Problema este cu podul acela acolo. Poate în timp, nu noi, poate generațiile care vor veni după noi, vor fi nevoiți să modifice podul ăla. Este prea, prea mic. Și în timp nu se știe ce se va întâmpla. Deci un metru, doi, puțin mai spre interior. Care este părerea mea. Care poate? Adică nu am nimic. Acolo la Mazilu. Podul la Mazilu. Eu nu vorbesc pentru mine acum, vorbesc pentru generațiile care vor veni. Noi suntem aici astăzi, mâine și... În timp, poate, vor să aloc cu altora. Este podul este bun, dar în timp, poate, se va mai mări. Nu știu ce se va întâmpla acolo. Dar vedem un pic diferența. Un metru sau doi. Da, un metru sau doi. Nu trebuie lăsat, nu-i domeniu
domeniu public. Da, este domeniu public. Un pic aici... Păi aici este foarte îngust. Da, și vizibilitatea este... Nu, 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 văd aici. Nu, 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 văd aici. Nu trebuie făcut, că deja, vă uitați atent, a început să se surpe... De văzut care este... Se surpă inclusiv... Să nu vină până în pod, asta este problema. Nu vă supărați pe mine. Poate corect. Domnul, dacă se respectă schița conform cum este, văd că pe schițe reprezintă o suprafață destul de bunicică, diferență de la șosea până la colțul gardului. A fost păstrată... Da, și a fost păstrată. Acum nu specific... E păstrată zona de protecție, asta e. Atât la canal, cât și la drum. Da. Da, da, da. Dacă există zona de protecție, n-am nimic... Exact. Aici îmi dă un canal. Nu, nu. Aici, ăsta este drumul. Da, dar colțul ăsta, tu și n-ai venit aici cu mașina, nu mai vizibil. Da, dar la canal este lăsată suprafață suficientă. Își face un gard, aici nu mai vizibil. Păi nu, dar uitați gardul cum ar fi trasat. Dar uite, poziția 1 și 2 este exact imaginea. Exact imaginea. La gard, a, nu, dar este, e dincolo de la dreapta spre chipier. Da, păi acolo. Da, spre... Aici, dar nu, nu, dar uitați că distanța avem de aici până la pod. Eu ziceam de vizibilitate și așa e îngust. Dacă da, nu, da, dacă se va mări podul în partea stângă, partea asta, există vizibilitatea. Să mărească și într-o da, parte da, și într-o parte. Nu, deci ar fi spațiu pentru pod. Da, există zonă de protecție, nici fel de probleme. Nu, vorbim conform schiții. Yes. Vedeți că am închis trecerea aici, este exact până la canal. Aici, nu că e canal, aici depinde de ei, între chipier, sau cum balans acolo, cum va fi accesul la trecere. Acum este domeniul public, domnul Ianache. Acum este domeniul public unui balans. Deci nu ai nicio problemă acolo. Deci nu, dar balana are cale de acces în partea de la de pod, are cale de acces. Acolo e domeniul public, nicio problemă, aici pe lângă pod, doar atât. Domnule, că vorbeam de o singură chestiune. Punctul 1 aici este exact imaginea canalului. Da, am văzut. Dacă e domeniul public aici, ăsta din punctul 3, cum trece în... Da, s-ar putea să fie amenajat canalul ăla, de asta am și zis. Da, dar cum îl mai amenajați? Că trebuie servitut, e aia, nu? Cum îl, dacă ăsta-i proprietar după aia, cum mai amenajați? Deci, la punctul 1 acolo, ar trebui tras acolo ăștia un metru jumătate doi. Să fie acces, să fie... Eu vreau să merg să admir... Să fie acces. Da. S-ar putea ca în timp, așa canal, să poată fi modernizat. Modernizat, da, da. Și să poți să... lăsăm o cale de acces pentru un utilaj. Să voie să intru pe dă gardul mai încolo, da? Vânzarea nu s-a aprobat. Asta e ideea, mă scuzați. Asta este trecerea de domeniul public în domeniul privat. Asta vom discuta cu proprietarul care vrea și care este în fața lui acolo, că nu putem să... Bine, dacă vrea să cumpere, că nu trebuie să vinde, nu? Păi, să vinde, normal. Așa, am înțeles că toți ați scăzut de comun acord ca să se cumpere, nu? Concesiunii fiecăruia îi convine, ia concesiunii 50 de ani și plătește cum plătește. Da, dar că ăsta eu mai avea obiecții, deci până la urma urmei pentru domnul Chipier nu s-a putut, era tot domeniul public, tot trecere, dar pentru Mazelu, da. Pentru Chipier Ion, da? E la Mazelu în fața lui și la Chipier în altă parte. Doamna Mărăcica, ați putea dumneavoastră să concesionați un teren în fața proprietății cuiva? Bine, doamna are drept de preemțiune. Este normal, că nu poți să-i îngrădești pe unui acces. Dar nu, da? Nu e aceeași situație. Dar e tot domeniul public. Nu e aceeași situație. Pe aproape. Mai ales având în vedere că domnul Chipere a avut atâtea avizi și a făcut atâtea demersuri și atâtea cheltuieli cu acordul dumneavoastră și al nostru. Deci discutăm de domeniu public și privat, doamna Sandu. Este același lucru ca și la da, adică au fost Chipier aprobate și de la Consiliul pentru unii Județean. Direct din adică prima, pentru alții nu. Dat. Eu aici nu mi-este mie foarte clar. Că nu sunteți de acord noua conducere, o parte din noi. Nici deci, ideea este că sunt aceste avize de la Consiliul Județean. Le s-au aprobat acele materiale, că n-au venit nici dar din cer, nici din pod. Păi, am înțeles că există documentație, eu n-am văzut o documentație. Păi nu e avizat, deci Consiliul Județean, da? Consiliul Județean, prefectură și primărie, este o relație de colaborare, nu este de subordonare. Pe orizontal. Deci este de colaborare. De colaborare, nu e de subordonare. Față de prefectură, da, că și astea sunt legele. Consiliul și respectiv și primarul respectiv, sau cine era la data respectivă, că nu mă interesează, că e Xulescu sau Popescu, ei ce au aprobat? Păi adică, ce, dar nu a fost aprobat nici. Dar un proiect de hotărâre așa de genul ăsta nu a fost făcut.
Deci nu este, este doar un proces verbal care s-a făcut o comisie formată, deci nu a fost așa ceva făcut. Deci normal, asta trebuia să se facă. Da, deci trebuie să, de asta spuneam, trebuie să discutăm toate problemele astea, dar cu documentele pe față, să le vedem exact cum stau. Și mai vin cu propunere, ca să fim transparenti, să facem o comisie de aici, din Consiliul actual, să mergem acasă la el, să vedem cu toții exact care este problema, dacă într-adevăr se încadrează în situația asta de calamitate și nu se mai poate continua, cum a spus domnul consilier Argatu săptămâna trecută, luna trecută, pardon, sau când am avut ședința, că de fapt e vorba de curățenie sau nu-și face el rigole de scurgere a apei și astea. Și atunci vom merge din nou. Eu propun lucrul ăsta. Da. Dacă sunteți de acord, bine. Dacă nu, dacă e luat, dacă da, este să acolo, dar așa terenul acolo să rămână, să rămână acolo. Că eu vreau să fac un ce exact chestia asta. N-ați vrea să discutăm la diverse lucruri. Deci am reținut, propunerea. Deci am reținut propunerea să discute de mai mult timp în Consiliul Local. Era vorba de domeniul public și privat, de trecerea unor suprafeții, care sunt aceleași lucruri, de aia am... Deci aici este o suprafață identificată și măsurată și nu este a unor suprafeții la voia întâmplării. Nici aia nu e la voia întâmplării. Da, deci da, proiectul a fost aprobat. Trecem la următorul punct de la ordinea de zi, punctul 4. Clauzele au fost bine stipulate, da? Proprietarul se ocupă cu toate cheltuielile, da? Da, 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 sigur că da. Da, se știe. Deci punctul 4... 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafață de 297 metri pătrați, poate din domeniul privat aluat Comuna Sărata. Dacă aveți întrebări, s-a discutat în ședințele pe comisii. Aici este vorba de Palășanul, da, de Pareta. Palășanul, da, Palășanul, lângă Țărnele, zis teren. Da. Da, deci la ea aici este vorba de vânzare, deja au trecut de la în domeniul public în domeniul privat. Prețul stabilește din... Evaluat. Deci va fi... Dar deja s-a stabilit. €2. Deci e cam mult. Doamna deja era foarte supărată. Caietul de sarcini. Dacă nu e... Cum a fost foarte sincer ăsta și la Țărnele. A zis, dă-ne, eu minu cu mine sau banii ăștia. Deci atât a fost evaluat acum. Să lase liber terenul public. Nu se știe. Ai nevoie de o parcare, ai nevoie dar normal, de... sigur că da. Temporar. Îi respecti accesul scurtii, nu? Da. Noi acum îi dăm posibilitatea să-l cumpere, nu vrea, și ia gardul de acolo și o să rămână domeniul public. Dar nu se știe mai au ce invers cu construirea gardului, da? Da. Vă supun spre aprobare punctul 4, ordine de zi. Cine este pentru? Unanimitate, da? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Sărata numărul 68/2015 privind stabilirea impozitului și taxelor locale pentru anul 2016 în Comuna Sărata. Aici, domnul secretar, poate să-mi spună, s-a modificat legea cu... După cum știți, s-a fost pachetul de măsuri inițiat de guvernul actual, prin care s-au eliminat anumite taxe, taxa pentru înregistrarea la cererea actelor de stare civilă a desfacerii căsătoriei, taxa pentru transcrierea la cerere în registrele de stare civilă a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine, taxa pentru eliberarea altor certificate de stare civilă, taxa pentru reconstituirea și întocmirea ulterioară la cererea actelor de stare civilă, taxa pentru eliberarea adeverințelor sau înscrisurilor prin care se atestă un fapt sau o situație, taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor. Taxele acestea au fost abrogate, practic. Și în concluzie, și noi trebuie să le înlăturăm din hotărârea noastră cu taxele și impozitele locale. Da. Alte comentarii, observații? Când e vorba de cifre, e mai greu, nu? Da, vă supun spre aprobare punctul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Unanimitate. Da? Unanimitate. Trecem la punctele suplimentate pe ordinea de zi și anume proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului. Întâi planul de măsuri. Planul de acțiune și planul. Aș propune să-l lăsați la urmă pe acela pentru că e mai mult de discutat, dacă nu vă supărați. Dar era pus în ordinea din mapă. 6, 7. Plan de acțiuni? Da. Dar la propunerea dumneavoastră, lăsați mai târziu sau... Păi și cu care mergem? Da, cu asta. Dați în modificare acum. Îndreptarea erorii materiale. Da, proiectul de hotărâre
pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL Sărata 26 din 5 aprilie 2011. Vă dată, domnul secretar, explicații. Dacă mai sunt întrebări, vă rog să le puneți. Vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate, da? Unanimitate. Plan de acțiune? Nu, lăsați-l după. Rectificarea bugetului local. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2016. Vine cineva de la... Sunt câteva sume care reflectă modificarea și rectificarea marginează și nu cred că ar fi o problemă atât de mare. Dacă solicită un consilier prezența... Poate rămâne și după. Și da, puteți, da. Este formă adică anul public. A ajuns? Da? Uite, să veni. Da. Nu aveți ca să ne explicați un piculeț. Eu am... Rectificarea bugetului. Da. Am primit sume defalcate la TVA pentru învățământ, pentru hotărâri judecătorii de 3.000 de lei. Am depășit încasările la amenzi și la venitul de impozit pe proprietate, bani pe care îi folosim la cheltuieli. Avem de la UNICEF 6.000 de lei a doua tranșă de la programul Împreună pentru Viitor. Subvenții de la administrație pentru copii cu educaționale, cu cerințe educaționale speciale de 2.500 de lei și sumele alocate de la OCPI pentru intabulări. Avem ajutoarele sociale care se plătesc pentru copii, în hotărârile judecătorilor și la învățământ și active fixe și apoi cei 27.000 sunt cei care trebuie să-i plătim, 6.000 la asistență și am luat de la iluminat public 25.000 de lei bani care ne suplinesc acolo pentru că s-au redus foarte mult cheltuielile cu iluminatul public și ducem la salubritate pentru trimestru 4 plata salubrității. Din cei 6.000 de lei care vin de la UNICEF sunt și parte pentru... Tine se salarizează personalul sau nu, numai pentru acțiuni? Nu există salarizare pentru personalul primăriei, sunt cheltuieli strict pentru... Reprezentantul UNICEF-ului, Mihaela Tanislav. Nu, Mihaela Tanislav este pe proiectul de asistent comunitar. Aici e vorba de Împreună pentru Viitor, pentru copiii defavorizați. Da, aici la noi, la comună, funcționează programul ăla, proiectul ăla pentru copii să li se dă de mâncare, masă. Școală după școală. După școală sunt 30 de comunități care au, la nivel național, la nivel pilot, deci se face o verificare. Nu s-a... Nu, am trebuit intenționat pe viitor, dar deocamdată vedeți cum e cu spațiile. Da. Da. Alte întrebări nu aveți, nu? Nu. Da, mulțumim, doamna contabilă. Da, vă supun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Unanimitate. Unanimitate. Modificarea inventarului, da? Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al Comunei Sărata. Întrebări? Da, vă supun spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Ultimul punct la ordinea de zi înainte de întrebări și interpelări. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiari de ajutor social în anul 2016. Eu să-i spun numai că sunt. Da, să fie numai. Mihaela? Că nu numai ce dacă nu vedeți. Eu cred că în aceeași măsură ar trebui să știi și Consiliul Local de controlul care au avut loc și de măsurile care trebuiau luate împotriva angajatului referitor la venitul minim garantat.
mai ales că s-au asistat unele plăți, ar trebui să știe și Consiliul Local. Pentru că nu mi se pare corect ca un angajat să nu-și facă treaba și să mai țină și de scaun. Cine trebuie să ne este vorba de Coman Maria. Cine trebuie să ne prezinte? Domnul viceprimar, domnul secretar, este șeful direct? Vă prezint procesul normal de control, da? Da. În data de 19.09.2016 a fost încheiat de către AJPIS Bacău procesul verbal de control numărul 14.822 din 19.09.2016. Doriți să vă citesc direct măsurile sau direct? Da. Neregulile constatate. Au fost constatate nereguli la de dosarele de venit minim garantat și dosarele cu alocația de susținere a familiei. Cu privire la dosarele de venit minim garantat, s-a constatat următoarele. Că în majoritatea cazurilor nu exista un dosar adeverințe de la AJUFM sau documente din care să rezulte motivul de acceptare de la această obligație. Se încalcă articolul 7 alineatul 1 din legea 416/2001. În cea mai mare parte a cazurilor exista la dosar anchete sociale efectuate în lunile iulie-august 2016, asupra lor existând suspiciunea că au fost efectuate din birou, după comunicarea de către AJPIS a documentelor privind campania de control, majoritatea necertificate de primar și cereri declarații din aceeași perioadă, fără mențiunile obligatorii, cu semnături diferite față de cele din cererile anterioare, etc. În urma verificărilor amănunțite, s-a constatat că, de fapt, în dosare nu s-au mai efectuat lucrări, depunere de cereri, anchete sociale, relații de venituri, etc. din anul 2015. De asemenea, lipsesc documente care atestă starea civilă a titularului și a membrilor de familie, precum și documente din care să rezulte veniturile familiei. Dispozițiile de acordare a beneficiului și sau suspendarea, încetarea, modificarea nu se regăsesc în dosare. De asemenea, nu se face dovada comunicării dispozițiilor către beneficiari. Dispozițiile primarului sunt emise cu încălcarea termenului prevăzut de articolul 11 alineatul 2 și 12 alineatul 2 din legea 416. Iar în urma verificărilor în teren s-a constatat că mulți dintre titularii drepturilor locuiesc în aceeași casă cu alte persoane, care nu sunt trecute în dosar sau persoanele trecute ca membri în dosar nu mai locuiesc la adresă și chiar încasează venituri. Și în urma verificării dosarelor și a intersectărilor efectuate cu baza de date a ANAF, au fost constatate un număr de un dosar în care s-au efectuat plăți necuvenite ca urmare a declarării eronate a veniturilor, urmând a se emite dispoziții de debit în consecință. Cu privire la dosarele de alocație pentru susținerea familiei, în cea mai mare parte a cazurilor există la dosar anchete sociale efectuate în lunile iulie-august 2016, asupra lor existând suspiciunea că au fost efectuate din birou, după comunicarea de către AJPIS a documentelor privind campania de control, majoritatea necertificate de către primar și cereri declarație din aceeași perioadă fără mențiunile obligatorii cu semnături diferite față de cele din cererile anterioare, cu număr de înregistrare și dată modificate prin suprascriere. În urma verificărilor amănunțite s-a constatat că, de fapt, în dosare nu s-au mai efectuat lucrări din perioada 2013-2015. În majoritatea cazurilor, cererile de declarație de acordare, menținerea beneficiului social nu există sau nu sunt completate, nu au dată și sau semnătură. În multe cazuri, nu există date și documente din care să rezulte componența familiei, veniturile acesteia sau frecventarea cursurilor școlare. Nu sunt dispuse și efectuate anchetele sociale în termenul legal. În urma verificărilor pe teren, s-a constatat că titularii drepturilor locuiesc în aceeași casă cu alte persoane care nu sunt trecute în dosar sau persoanele trecute ca membri în dosar nu mai locuiesc la adresă sau chiar încasează venituri. În urma verificării dosarelor și intersectărilor efectuate cu baza de date ANAF, au fost constatate un număr de 4 dosare în care s-au efectuat plăți necuvenite, ca urmare a declarării eronate a veniturilor. Cu privire la ajutorul de încălzire,
În cadrul campaniei au fost verificate un număr de 10 dosare, conform unui eșantion transmis de către ANPIS, privind titularii beneficiarii ajutorului de încălzire care a fost în plată în perioada sezonului rece, noiembrie 2015-martie 2016. Au fost verificate cererile depuse de către beneficiari și s-au efectuat verificări ale îndeplinirii condițiilor de acordare a ajutorului prin intersectare cu baza de date ANA. În două cazuri au fost constatate neconcordanțe între veniturile declarate și cele încasate efectiv de beneficiari, urmând a se dispune măsuri privind emiterea de dispoziții de primar pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit. În urma verificărilor dosarelor și intersectărilor efectuate cu baza de date ANAF, a fost constatat un număr de 3 dosare în care s-au efectuat plăți necuvenite ca urmare a declarării eronate a veniturilor conform anexei 1, urmând ca primarul să emită dispoziții de debit pentru recuperarea sumelor. Măsurile dispuse s-au dispus suspendarea dosarelor, tuturor dosarelor cu venit minim garantat, aflate în plată. Toate dosarele tot ce înseamnă dosarele la nivel de primărie. La nivelul primăriei, la nivelul Comunei Sărată. 23, nu? Acum, dacă au fost 27. Dar nu e vorba numai de VMG, da. Și ASF-ul. Și suspendarea și refacerea tuturor dosarelor la alocația de susținere a familiei. 120 de dosare. 120 de dosare. Să fie discuții în comună și măcar să știți despre ce este vorba. Deci nu mai primește nimeni indemnizații în acest moment? O lună de zile. Și s-a luat măsura sancționării contravenționale a primarului, secretarului și asistentului social. Acum, scuzați-mi intervenția, dar din 2013 până în 2016, 3 ani totuși, da? Trebuiau verificate de cineva astea. Domnul secretar, cred că dumneavoastră sunteți cel mai în măsură. Referate, mă rog, să știți că există în privința... Deci, dumnealor nu vor să vină pur și simplu, am făcut anunțuri, am făcut... Dar nu trebuie să vină ei, trebuie să mergeți dumneavoastră. Ba nu, trebuie, conform cererii și declarației, trebuie să vină din 3 în 3 luni să-și completeze cererea domnului Argatu. Deci, nu, legea spune clar, vii să-ți completezi. Eu fac ancheta socială. Păi și nu venit. De ce ei n-au venit din 2013? Avem un dosar 2, din 2014-2015. Dacă nu vine, nu se suspendă. Păi dacă nu vine, nu se suspendă. Păi se încetează, dar noi n-am încetat, că am zis că... Păi dumneavoastră sunteți cea bună, iar alții sunt cei exact, asta s-a întâmplat acum. Vina este a mea că eu, ca asistent social, nu am încetat aceste ASF-uri. Este vina mea că nu le-am încetat. În rest, nu am nicio vină. Conform legii, toată lumea trebuie să vină din 3 în 3 luni să-și completeze și să aducă modificări. Dacă s-a angajat, dacă are un copil, dacă s-a modificat ceva în venit. Da, spuneți. Social, trebuie să meargă și la locuința e adevărat. Să vadă despre ce este vorba. Da, să face o anchetă socială. Pentru ca fiecare familie să aveți o evidență clară cum, în ce condiții locuiește, ce exact, are și exact, ce nu are. Exact, dar noi fiind aici... Dumneavoastră și... trebuie să-i chemați neapărat la primărie, trebuie nu, să mergeți acolo. V-am zis iar că faptul că primarul și secretarul este amendat din cauza dumneavoastră, și eu așa le trebuie. Amendată, și eu, sunt, eu am primit amenda pe drept. Pentru că da, nu trebuia să tolerez și să spun că lasă-l și pe ala că-i năcăjit, lasă-l și pe ala că... Asta e adevărul. Deci legea de aici este lege, da. Indiferent mi s-au ce schimbat, condiție mi s-au schimbat și apostolului, acum am zis cu doamna primar, o să hotărască ce o să facă. Așa, eu vă dar prezint... Încă o întrebare mai am. Spuneți. Doamna Mirela nu știa pe asistență socială, cumva? Ba da, dar are alte atribuții, da? Are. Însă eu v-am adus... Da, două da. V-am adus tabelul. Pentru cei de la VMG, sunt aici toți, am nu făcut încetare. Nu e să ne citiți, da? Lăsați o copie să vedem da. Și noi ca niște da. Persoanele. Păi, da. Așa, eu v-am adus. Așa ca ideea, să știm și noi care sunt cei da. Care beneficiați da. De ajutor și care ar trebui să facă ceva. Din ăștia patru le-am făcut da, încetare. O să, dacă vreți alte explicații, eu... Da. Care sunt cei patru care oprești? Care acum care sunt încetați? Acum la păi domnul Hasan trebuie să dea banii înapoi. La toți, dar cei patru care... La domnul, este numai în venit adresă, este numai domnul Harabagiu Iosif, care dânsul n-a declarat că lucrează și pe la Mucenica sau nu știu pe unde. El ne-a declarat că nu lucrează. Pe cere... băiatului. Nu, pe el. El figurează acum la AGPIS, ne-a venit adresă, precum că... Nu e el, Macica, nu e aici, nu e în concediu, că nu, e băiatul lui. E băiatul lui, la Băresaja. E băiatul lui care e angajat și el e trecut, pentru că tu nu te-ai dus să-i faci ancheta socială să vezi că băiatul lui nu este acasă, el este la Valea Seacă. Da, dar noi știam lucrul ăsta, dar eu când m-am dus la AGPIS, stați așa.
Când m-am dus, mi s-a atras atenția că mai are un băiat și pe care el, căsătorit fiind, da, da, îl întreține. Deci din ajutorul ăsta, păi Caravaggio Iosif, așa e legal. Nu are pe nimeni. Păi da, da, da. Are un băiat la Valea Seacă. Tocmai asta, în asta constă faptul că acel copil este la Valea Seacă. N-ați făcut ancheta specială. A venit și mi-a adus buletinul. Mi-a adus buletinul, mi-a dat și declarație. Păi tocmai dat dumneavoastră, dacă făceați ancheta specială și precizați în acel raport... Am precizat în anchetă, să știți. Fiul locuiește la Valea Seacă. Este precizat în anchetă, domnule. Deci nu ar fi problemă. De mulți ani. Da, da, faptul că este căsătorit, apare certificatul de căsătorie, apare și el copil întreținut. Deci, na. Major și căsătorit, da. Poate fi întreținerea? Nu, 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 nu e major și căsătorit, e băiat. Deci, copilul câți ani? E copil sau e major? Are 16 ani și așa, nu este, nu este până după 18 ani. Da. Deci este indiferent cum e Caravaggio ăsta, el, da, Caravaggio apare... El de când a venit de la pușcărie, da, băiatul a plecat la Valea Seacă, s-a ajuns. Noi știm asta, dar... Nici nu s-a spuneți, vreți să vă mai întrebați? Nu e căsătorit, băiatul a plecat la Valea Seacă. Eu vă... O să merg, dacă mai rămân eu la asistență la Valea Seacă. Faptul că și primarul și secretarul. Așa le trebuie, vreau să vă spun. Nu numai de și eu am fost. Nu numai de. Așa le trebuie. Nu ușor să trec când păi am fost. Dacă, dacă nu sunt anumite lucruri în dosare, nu este vina numai angajată. Poate vine, este vina mea. Dar, prima dată juristul verifică legalitatea și dosarele nu... Dosarele care au fost duse, că altfel nu erau umplat, au fost duse corect. Da? Deci ele se duc, nu le dăm noi bani de aici, noi le ducem la JPIS. S-a dus cu el, niciun. Deci, faptul că banii au fost. Deci au fost trecute, dar eu nu aveam de unde să știu că el i s-a modificat de dumneavoastră. Nu mai pot să nu față de dumneavoastră, și am adus semnul față de inspector, că am făcut, la ăla n-o văzut, nu știi să scrie, da? Bun, dar de ce ați fals însemnături? Cine însemnat? Dar nu-i fals însemnături, dar cum nu veni deloc doamna Sandu? Cine însemnat? Cine însemnat? Pe cine însemnat? Nu mai semnat? La altă nimic nu mai făcut semnătura deloc. Și am venit, de ce asta este? E fals însemnături, asta nu e ceva. Păi și alea a zis 4 cu sertate la nu știu ce. A zis 10 la următorul lucru. Da, nu înțeles. Eu fac referire la cel ce a fost. Ei au avut spiciul că există nereguri din toate dosarele și au dispus suspendarea lor și refacerea. Avem termenul ca până într-o lună de zile trebuie recuperarea debitului. De la cine spune acolo în măsuri se recuperează? De la cel care a încasat sau de la de la cel care a încasat? De la cel care a încasat. Dar cum mai recuperezi? De unde mai recuperează banii? Să le oprească tot ei. Poziția și le oprește tot. Da. Deci mai aveți alte întrebări la punctul acesta de ordine de zi? Nu, dar nu e punctul de ordine de zi. Referitor la... Deci este vorba despre planul de acțiuni. Ați citit toți planul, dacă mai aveți completări la el. Este un plan de două pagini. Referitor la asta, vreți să spuneți și doamna. Și acum dumneavoastră galopați. Nu, nu galopezi, am zis să trecem direct. Deci nu au mai fost alte întrebări. Proiectul de hotărâre privind planul de acțiuni. Și măsura care s-au luat împotriva angajatului. Deci ea trebuie să le facă toate astea. Are termen. Documentație. Într-o lună să fie 160 dosare. Da. Este vorba de bani deci publici aici. Deci noi am vrut să-i schimb fișa postului, să iau din atribuțiile astea și să le facă altcineva. Dânsa a sărit că nu, ea vrea să le facă. Acum o lăsăm să vedem ce o să fac. De când a plecat doamna Hormuzan, nu vreau să spun că nu s-a mai făcut mai nimic. Venea cu dosarele care le ducea, cu le făcea din birou, semnătorile și nu știu ce altceva. Deci să știi că la noi, deci când ajunge aparatul, verifică domnul secretar și eu semnesc la urmă, verificam, dar dacă ați văzut că sunt anchetele sociale care nu sunt aprobate de primar, scrie clar în procesul verbal, deci nici măcar nu ajungeam la mine. Eu semnașul mai mult decât atât, omul păi, mai falsificat și semnătura mea. Dar bine ați fost eu falsificat semnătura lui doamna primar. Trebuie să știți că nici că în primărie, nu? Păi o semnat în locul primar. Este o acuzătură muzicală de nu l-am văzut. Și mă așa fără alte semnături. Da, alte întrebări. Referitor la proiect, dacă mai sunt întrebări. Acum când falsifici o semnătură, dar semnezi pentru primar? Nu, no, pentru că se făcea plângeri din primar. A semnat în locul primarului. Semnat în locul primarului. Tu te semnezi ca primar, vă citească, ci că așa se spune, nu? Dar, dar ce spuneți? Că semnat în locul primarului. Da. Da, în sfârșit, atunci, să trecem la următorul. Dumneavoastră.
Bun. Haideți, mai discutăm vis-a-vis de proiectul ăsta, cu raportul ăsta, cu activitatea pentru cei cu 416, mai aveți... Dacă mai aveți propuneri la proiectul de hotărâre, la anexă, în principiu, dacă mai ați identificat zone de ecologizare, în principiu am văzut că s-a trecut peste tot. Vin din nou, insist pe problema asta. Deci noi facem ca să fie curat, dar trebuie să avem o pârghie din asta și cu oamenii să colaborăm altfel. Conștientizarea... Adică există acel regulament, doamna Prisecaru, în care toată lumea, în fața proprietății, trebuie să-și facă curățenie, da? Ce aparține domeniului public, șanțurile alea, unde nu sunt case și așa cum era de la părintele la vale, la poliție, pe acolo, toată vara au stat bălăriile mari, alea trebuiau tăiate. La intrare la pod acolo, răchițele alea s-a plecau peste balustrada podului. Nu avea vizibilitate. Asta trebuie lucruri, nu la poartă la mine să vină cineva să-mi facă curățenie. Exact. Că trebuie să fiu conștient că trebuie să-mi fac și să strâng peturile. Zonele astea de publice, unde nu poți să tragi pe nimeni la răspundere, nu? Acolo trebuie. Și la fiecare, așa, cum ați găsit pe pârâu pe acolo, domnul Vici, la și mai multe persoane, doar să pun în fața porții toate resturile, menajere din curte și așa. Deci tot timpul, degeaba, dar până la urmă și cei de acolo din zonă sunt tot timpul. Ar trebui să faceți niște avertismente de tip, o jumătate de coală de asta a patru și când constatați ceva, eu puniți în poartă, îl chemați, o dați în mână ca să zică, domnule, următoarea dată este sancțiunea după avertisment. Că așa e frumos, să spun frumos, îți dau avertisment scris, după care trecem la măsura legală. Există comisii, nu mai așa, păi așa nu o să avem un sat frumos niciodată. Că toată lumea să uită și aruncă ce mai scump pe porțiunea aceea la școală, hârtii și tot felul de resturi. Acolo, da, cei de la ajutor să facă curățenie. Ca și completare, dacă îmi dați voi, ar trebui să se simtă prezența, nu știu, și a Consiliului Local sau poate a primăriei mai mult, a doamnei primar, în fața cetățenilor, privind punctul ăsta de vedere al curățenii. Regulile astea sunt foarte bine făcute, aveam drum asfaltat, scoți mizeria în canal, vine ploaie, mă aduce mie în poartă, spre exemplu. Da. Nu fac curățenie, nu zic. Dar poate și noi trebuie să ne implicăm un pic. Ne implicăm pe strada mea, eu spun, mă degeaba zici. Și dacă, noi ne trebuie să ne implicăm. Dacă toți deschid discuția asta pe strada ta, ce te faci cu un nebun ca eu ăștia? Da, pe strada mea. Nu zic de asta. Ta, nu? Da. Deci e vecinul tău. Deci noi nu da, putem ecologic, să ne deci acum ce să mă... De asta dacă spui am și eu niște vecini, ce mai vrea așa asta? Pe... Sau dacă au animale, vin și eu asta am zis. Suntem consiliul local, dar cred Marceca. Și consider că trebuie să ne implicăm cu toții. Păi da, cu toții. Dar nu știu, dacă mă implic, eu să vină la locul așa, e că... Trebuie pus preventiv de înainte. Sunt foarte mari, cu copii. Unii s-a asfaltat. Deci nu sunt case acolo, dar acolo nu sunt case. Nu contează, sunt proprietăți. Sunt proprietăți. Faptul că cineva își are teren acolo, este o mândrie pentru el, că este proprietar. Dar în același timp, are și obligația de a întreține. Da, fața proprietății. Fața proprietății, că știm cine are acolo, nu? Sensibilizăm așa, punem niște afișe și face domnul Vici pe jumătate din coala a patru niște avertismente. Te duci și spui acolo, comisia la din cadrul primăriei, Consiliul Local și primăria vă avertizează. Trebuie să faci nu faceți curățenie. Așa, și să păstrați, să întrețineți. A fost bine, poate, acum câțiva ani, mai mulți ani, am adus o mașină de pământ și n-am avut timp să o bag în curte. Am primit a doua zi avertizment. Imediat, pe nesoare, cum a fost, am băgat în curte. Așa ar trebui și acum. Ai lăsat mizerii pe o avertizare acolo în poartă. Tante cutare. Fă-ți curățenie, că altfel... Și tot legat de asta și cu animalele. Îți lasă păsările, caprile prin drum, pe mașini, pe domeniul public și mai mult de atâta nu mai spun. Dar dacă lasă mai caprile și mizeria la... Păi iar, capra lui s-a urcat pe mașina mea și mi-a cărăpat parbriz, eu ce-ți fac? Ți-i spun mulțumesc? Schimbați în culoare, îți mă țin. Ce mai vrei și tu? Eu îl văd cu capra în fața porții. Așa, da. Și tu nu mă duc și mă reclam tot pe mine. E capra. Iar legat de... Da, e de-o meniu public și eu la mașina aceea plătesc impozit. Da. Asta e, da? Da, haideți, domnule Nache, și dar legat de șoseaua de la Bolohan spre biserică, se lucrează acum, ajunge la dincolo la drumul Fodor, care apucă spre bazinul de apă. Pod trebuie acolo și ar trebui un pod mai mare, pe o deschidere de cel puțin 6 metri. Având în vedere
conjunctura șoselii cu curba, ca să, o mașină ca să poată intra la avarii, nu poate să o ia. Curba trebuie să se întoarcă în altă parte ca să o ia. Deci, iarăși, în legătură cu întreținerea canalurilor, care s-au betonat în prejur. Da, eu am atât tot pământul împrejurii, de, îl muncesc eu. N-am care, nu pot să intru acolo. N-am motivat, intru prin curtea omului. Dar acum, ca să mă duc eu până în otuna betonul, că zbările au acoperit șanțul, nu pot. Ai zis, zis că dumneavoastră lucrați tot terenul acolo. Da. Adineauri am discutat că fiecare proprietar de terenuri și cel care lucrează terenurile să-și facă curățenie. Chiar vorbeam cu Gabi că dumneavoastră lucrați terenurile și arăți până în drumul județean. Nu. Dar bălăriile nu le tăiați doamne din capătul bucății. Am tăiat. Păi da, haideți să, să nu mai arăm drumurile nu, cu și să nu mai înfundăm canalul care duce la biserică. Ați văzut că ați acoperit câteva zone acolo ca să puteți să da. Și nu ați mai descoperit înapoi. N-ați mai făcut curățenii la loc. Cine a trecut cu căruța? Vă rog, ca și consilier, da? Am atras atenția. Vă rog să fiți exemplu. Exemplu, dar să fiți un exemplu. Când în vedere că acum se construiește, să se țină cont. Același lucru să se întâmple și cu celelalte acolo unde lucrați. La bazin. La bazin. S-a notat. Da. Dar așa cum faceți să... Nu știu ce o face, dar ca să pot intra și eu cu utilajul ei. Dar nu, trebuie 6 metri, domnul Serică. Dar fost pentru tine, tu poți, ce nu faci ca să intri? Acolo noi facem pentru noi, că și fost proprii, proprietatea ta, fost cum pot. Dar nu-i proprietatea mea asta. Dar păi mâinii, păi mâinii. Dar nu, domnul Campanu, dar nu-i proprietatea mea acolo, este drum public ăla. Păi la drum public facem noi, dar nu fac. Fac de asta și beneficiez și eu de drumul public. Și tot drumul ăla arată și cum unul care arată. Nu, nu, doamna, cât prevede acolo drumul ăla lățime? Hai ca să clarificăm și treaba asta. Care duce la bazin? Da. Nu știu, exact. Vă rog, scuze, dacă spui că la mare. 6 metri? Da, bun. Fii cu minte. Și ăla pe capăt nu te-a lăsat, ai lăsat 2 metri lăsat acolo. Măi, dar tot e stricat, era balastru pus, era altceva. Nu am edificat, s-a notat, s-a înregistrat. Da. Ar trebui să vedem într-un anumit orizont de timp. La vot și ultimul proiect ca să... Într-un anumit... Cu amendamentul ca domnul Viciu să ocupe mai aspru de această problemă și să facă acele avertismente și să le pună, le aibă în mașină când se duce la fiecare la poartă, constată ceva de avertismentul. Nu așa stai, că ți-e milă de ala ca și cu apa. Nu mai întreb ce-am făcut cu apa, că la fel, după ședința de luna trecută, am început să primesc telefoane, că de ce am zis eu? Eu am întrebat, nu punctual de anumite persoane, am întrebat cum s-a rezolvat problema cu apa, da? Și ca să încep să primesc telefoane, că ce mă interesează pe mine, cât are de plătit. Da, poate mă interesează atâta timp cât sunt ales local, da? Și mă interesează dacă banii aia îi aduci 40 de milioane în bugetul local, poate acoperi în altă parte, da? Faci altceva cu ei. Nici de cum să mă acuți pe mine, dacă întreb ceva, cineva se duce și difuzează că aș fi avut cu o persoană. Eu sunt de acord cu publicarea, o listă a datorilor. Da, n-ar fi rău. Da, când sunt acolo la magazin, să-i vadă. Așa. Puneți la cămin acolo, la... pe domeniul public, în fața căminului cultural, ca să vadă cine și cum au datorii și să nu mai ia. Și la apă și la impozii, la taxe, da? La astea. Eu sunt pentru respectarea legii, da? Și exact a măsurilor care le-am hotărât noi aici. Nu am spus altceva. Nu? Eu sunt supăr domnul Paraschiv, că vezi, doamne, de ce am spus eu? Eu am întrebat care sunt persoanele. Când domnul Vici ne-a anunțat oficial în ședință, persoanele la care s-au găsit probleme și abateri. Și nu este un lucru de care trebuie să ne ferim. Haideți să dăm lucrurile pe față, da? Dar el nu are nicio problemă. Nu, nicio problemă. Ar fi plătit. Hai da, și ce mă interesează pe mine care ar fi plătit? Păi ați spus că ați găsit o problemă cu apometru, că nu este, că nu-i certificat, nu, apometru, nu. Apometru nu, este sigilat, este tot, el... Nu, asta și-ar fi dorit el, ca să nu fie... Consumul care e, deci consumul impunem... Consumul ăsta este. Consumul, deci nu toată dumneavoastră spuneați că n-am fost mulțumit de apometru și că voia să ducă să... Controleze la Bacău și... Deci noi n-am spus nimic altceva. Ați spus în ședința de consiliu, da? Oricum un apometru dată la 2 ani trebuie să aibă aviz metrologic. Așa se procedează și la Bacău, așa fiecare avem apartamente știm. Deci apometru... E posibil să fie și apometru de vină, nimeni nu spune. Deci nu mi-a fost avizat, probabil a fost nou pus acum 7 ani. Continua cu sigilarea apometru? Da, am terminat. Și cei care le-au găsit probleme, ați
sensibilizat într-un fel. Deci problema este că, exact ca și la nivel național, și aici doamna Marcica asistăm la disoluția autorității, degeaba merge domnul viceprimar în fața porții, pune o hârtie, el aruncă hârtia. Dacă într-un anumit orizont de timp vom putea înființa poliția locală, va avea altă autoritate și noi, ca și oameni politici, nu putem merge în fața curții să țipăm la cetățean, băi, vezi ce face. Și domnul viceprimar are autoritate. Dar dacă e, e un politic până la urmă și el. Care să verifice, dar este un politic. Este persoana cea mai autorizată, nu? Nu, dar am fost, le-am dat științări, au de plătit. Da, și ei fac o științare și tu... De cum? Rămas că plătește într-o perioadă de nu știu câte rate, nu poate să dea... Nu, vorbim de cei care n-au plătit. Au spus că faceți un plafon până la suma de să plătească. După aceea începeți cu sensibilizarea. Nu spuneam asta, am hotărât de comună în foarte. Asta trebuie să fii hotărât de consiliul local, nu pot să fac eu. Până la 100 de milioane să consumiți să plătească. Mai am o problemă și eu. Haideți, urgent, că deja nu este prea mult. Apropo de acțiunea desfășurată anul trecut în legătură cu urmatul public. S-a dat termen două luni de zile, s-a remediat. Ia ca să reflectă acțiunea de anul trecut în anul acesta, că s-au făcut niște economii la urmatul public. Dacă vom face la fel și cu apa, vom recupera și vom reveni pe făgașul normal. Consumul de apă pe 3 zile acum, deci consumam într-o zi cât consumam acum 3 zile. I-am mai dat și de unul. Da, am înțeles, aspecte s-a rezolvat pe jumătate. Da. Continuăm cu același. Deci, cu acțiunea cu apa, să căutăm în cât stabilim o perioadă, când se va termina cu apometrii verificarea, ca să știm, să intrăm în legalitate. Domnule, înainte suntem la diverse sapuri. Deci vă supun spre aprobare proiectul cu planul de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiari de ajutor social. Cine este pentru? Împotrivă, abținere, unanimitate. Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări și interpelări adresate executivului. Punctul care ne place cel mai mult, dar care a mai fost atins tangențial. Da, eu vă spun. Da, domnul Șenchea, vă rog. Constat că semnalizarea pe domnului publice, nu știu, ori s-a furat panoul, ori s-a omis. Nu mai sistemul de cedează trecerea la tot acolo. Cum vii la biserică la Vale, adică noi nu știm, situația cunoaștem, dar mulți... Nu, cedează. Una la mână, a doua la mână. Văd că este destul de semnalizat la nivelul una. Poți să dea, se întâmplă zilnic, zilnic, aproape zilnic, să-ți iasă cineva cu mașina din sat, brusc în față. Unde la? La nea Iona Post. Da, domnul viceprimar a venit trebuie cu un referat, acum am dat comandă pentru semnul de circulații, măcar pe drumurile astea care s-au așadat. Acolo că este foarte riscant. Acolo la postul? Vedeți, aici s-a rezolvat problema de când a pus domnul vice-semnul la trăință. Da. Trebuie făcut ceva. Da. Faptul că este asfaltat e bun, lumea ce-și împunitează. Deci spun că drumul cu prioritate e cel asfaltat, păi acum s-a schimbat în situație. Dar nu e adevărat, păi că drumul județean. La care e șofer și la drumul județean este... Noi știm, dar care e șofer și salivare. Alte întrebări? Domnul Șenchea, mai aveți alte precizări? Alte întrebări, interpelări? Semne de circulație, da? Ne mai fiind alte, domnul secretar? Da, păi nu vedeam dacă mai așa. Da, vă rog. Cine poate spune, doamna primar, despre organizarea festivalului și cu ocazia asta să le invităm și pe domnul Ungureanu, dacă tot face filmarea gratuit, da, deci la acțiunea noastră. Duminică la ora 2, la ora 14, va veni și domnul președinte al Consiliului Județean și bănesc că o să mai vină și alți consilieri județeni. Vă invităm toți consilierii să fim alături. Va fi festivalul Trandafir de la Sărata. Cred că ați văzut și afișele care sunt puse chiar și pe Facebook și până la mai... Așa sunt mai multe formații artistice, atât și cântăreți de prin alte zone și trebuie să fim aproape de... E hramul comunității de pe Talpa. Avem și hramul în Talpa, iar pentru consilierii care vreți să veniți și la hram pe Talpa, la ora 11 la biserică și după care ne vom deplasa la Căminul Cultural, la festival. Ai pregătit să amare de adică, da? Da, bineînțeles. Și vinul nou, da. Și pe această cale, îl invităm și pe domnul Eugen, dacă poate fi prezent. Cu plăcere, așteptăm.
Da, declar ședința închisă, mulțumim pentru prezență, o zi plăcută în continuare.